gata, a venit timpul să mergem spre Irlanda. 112 țări, numărăm. Și cu voie bună, chiar dacă e frig și mai plouă, ce să facem? Asta este, ne acomodăm. Mă acomodez, de fapt, cu jet lag-ul din America în Europa. De 3 nopți nu mai dorm. Prima noapte am dormit bine și aceste alte nopți și aceste nopți, pur și simplu, sunt epuizată. Cu Transavia am mai mers și este o subcompanie Air France. Mesdames et messieurs, pour notre décollage de Lille, nous allons réduire l'intensité lumineuse de la cabine. Vous trouverez des liseuses au-dessus de votre siège. Cred că e cea mai interesantă pățanie din călătorie, deoarece chiar de data aceasta nu mi-a scris nimeni pe Couchsurfing, nici pe pagina de Facebook a grupului moldovenii din Irlanda și am făcut apel la un domn pe care îl cunosc, adică un prieten pe care îl cunosc de ceva ani. Am scris și o carte poștală din Noua Caledonie. Și ce credeți? Nu vă vine să credeți că el a pus un anunț pe pagina lui de Facebook, unde imediat i-a venit răspunsuri, unde oamenii m-au contactat imediat și iată cum trebuie să mă duc. Este o doamnă care mi-a propus să vină să mă ia mai târziu sau un domn chiar să-mi plătească taxi și să mă duc să mă cazeze cel puțin pe o noapte și pe urmă să mă descurc. Iată așa, nu știu, și încă ceva. Am fost puțin impresionată că doar cu un cod poți să ajungi prin Dublin. Nu ai nevoie de o adresă cu stradă, număr și nu știu mai ce. Doar cu un cod. Wow, și la ora aceasta este atâta lume care stă la coadă. No, about the George. Yeah, if you're in Northern Ireland, if you're Edward, George, Gregory, you know, you see, Edward, you know, you're yes. British, you're British. Yes. Revere Liam, Sean, Connor, Tig, you're Irish. Irish, interesting. Yeah, even first name. A Protestant would never call it their child Liam or Sean or Connor. No. And Catholics, they are Irish. Nationalist. Nationalist, okay. Yeah, Irish. Yes. So you like your travel, madam, you like different cultures, yeah? Yes, yes, and I can understand. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc! Toate cele bune, succese, sănătate, pa! Vă povestesc nițel ce s-a întâmplat de ieri din aeroport, atunci când am zis că am plecat la o familie de români, foarte nice, și de acolo am venit la o româncă, Laura, am discutat, era deja dimineață, am dormit 4 ore, deci sunt foarte obosită și acum aștept autobusul sau poate încerc să merg cu mașina de ocazie, dar am înțeles că nu prea merge și mașinile aici merg cu o viteză foarte mare, deci e greu să găsești pe cineva care să se oprească. Așa că merg spre Dublin. Vremea e bunișoară, să știți, pentru luna decembrie e chiar bună. Atât cât nu plouă, Irlanda este fain să o vizitez. Și cum se vede în spatele meu, e verde. Da, cam asta și vedem cum ajungem în Dublin. Haideți să vizităm împreună Irlanda și să știți că este o comunitate foarte importantă de români, dar cred că și de moldoveni, după câte am înțeles. Prima experiență cu mașina de ocazie, nenea care m-a luat îl cheamă Pat, un adevărat irlandez. E cam complicat să intre în contact aici în Irlanda, deoarece oamenii, nu că sunt ei mai închiși, dar le este frică, așa îmi povestea Pat, irlandezul, deoarece se mai întâmplă, eu știu, situații și oamenilor le este frică să ia o domnișoară cu rucsacul în spate și cu flagul moldovenesc. Dar pentru mine deja este de ajuns să merg dintr-un sat în satul vecin și să văd cum ajung în Dublin. La cel puțin pot să merg și cu autobusul. Așa că să vedem, sunt foarte, foarte multe mașini, deci oamenii nu au... Cam așa arată aici un sătuc în Irlanda.
Eu stau cu gura cascată și mă minunățesc de structura caselor. Că nu știați, în Irlanda se joacă foarte mult golf, de altfel cum și în UK. Am văzut și în Scoția foarte mult și mai ales că în Scoția este patria golfului. Dar uitați-vă și aici cât de verde este, deși suntem în toiul iernii. Și nu s-a oprit nimeni și așa că o să merg cu autobusul. Mi se pare că biletul costă 5 euro. Uitați-vă și voi la nuanțele acestea de verde, mai deschis, mai închis. O, deci e de mare uzina Guinness, celebra bere care este vestită în lumea întreagă. Au, și ce trafic este, deși suntem sâmbătă. Bine că este un culoar pentru autobuz. Cam așa arată un pub aici în downtown. Și uitați-vă cât de frumos, câte culori. E o tradiție să vii în pub și să savurezi o bere, un whisky, drinkurile oficiale ale țării. Eu am intrat aici într-un hostel, vreau să aflu prețurile. Că hotelurile sunt foarte scumpe. Am văzut și hostelurile sunt undeva la 80-90 de euro, dar nu sunt sigur, așa că o să întreb. Hotelurile sunt peste 100-200 de euro și Airbnb nu există. Aș spune așa, Irlanda pentru mine este o țară foarte scumpă. Fermat, hostelul este foarte scump. Un pat în dormitoriu costă 99 de euro, iată așa. Irlanda este o țară foarte scumpă pentru turiști, dar pentru călători nici nu mai vorbim. Așa că dacă ceva mă duc să dorm în aeroport. Nu, dar am întâlnit oameni așa că sunt ajutată, fără grijă. Dar mi s-a întâmplat să mă duc în aeroport și să stau peste noapte, pentru că nu-mi permiteam să merg la hotel. Dar nici la hostel acum aici în Irlanda. Ce multă lume este acum în Dublin, să știți că este o capitală foarte turistică și nu depinde de anotimp. Ceva manifestă, dar cât lume, aglomerație, trafic. Suntem în weekend. Wow! Da, și am văzut în autobuz fetele erau gătite și pare să că aici pot să vii toată noaptea și să mă dintr-un bar în altul. Fetele repede s-au dus și au pus mâini pe sâni. Dacă se vede, culoarea este diferită, deoarece oamenii consideră că dacă îi atinge sânii lui Molly, îți va purta noroc. Să rămână Molly. Da, este statuia controversată de aici, din Dublin, deoarece, cum se vede, ea vindea pește pe stradă, dar unii spun că era și o prostituată ocazională. Nu știu ce mi-a atras ochiul. Arhitectura acestei clădiri sau faptul că este un pub celebru unde poți să găsești tot soiul de bere. Chiar scrie The Home of Good Drink in Dublin. Da, și dacă doriți să faceți o degustare de whisky, este chiar muzeul dedicat. Thank you.
am ajuns cam târziu într-un loc drăguț, amenajat pentru farmeri localnici care vin să vândă bucate gustoase, fie chiar și indiene sau irlandeze. Și păcat, am vrut să gust câte ceva de aici, din Irlanda. Uitați-vă produsele irlandeze, ce au aici. O, atmosferă de Crăciun, cât de frumos. Și cine nu știe, Temple Bar cu muzică live. Și străduța asta îmi place. De fiecare stradă îmi place. Am intrat într-un bar, restaurant. Aici este barul și partea alta este un restaurant, Bison. Desigur, cu decorul care se merită, cu capete de animale. Da. Dar stăteam și reflectam aici și zic, o, uite ce interesant am venit, era liniște, era doi oameni la bar și atât. Dar de când stau de aici, cred că este o oră de când stau aici, în Dublin este o atmosferă grozavă. Aseară, adică aseară, azi dimineața pe la 5, vedeam oameni pe stradă, desigur, puțin beți, dar ce să le faci, așa este atmosfera în Dublin. Interesant, dacă vă întrebați unde mă aflu, aici, într-un liceu, dar ce am văzut eu aici? Foarte bună campanie, free prescription, contraception, contracepție gratis și iată, uitați-vă, pentru fetele de vârsta între 17 și 25 de ani. Of, nu știu unde să fug ochii așa, pac, 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 dincolo, dincolo, da, să știți că aici este un restaurant foarte celebru, unde se mănâncă carne de oaie, scoici și stridii. Așa arată un restaurant foarte celebru aici. Să vă arăt de ce. Deoarece pe vremuri a fost o biserică și se poate de mâncat specialități locale, dar după spusele cuiva, e mai bine o atracție turistică, deci desigur nu voi mânca aici. Abia aștept să mănânc bucate irlandeze, dar cu localnici și nu cu turiștii. Am găsit aici un loc unde fructele și legumele sunt foarte ieftine. Uitați-vă, 15 pere pentru 1 euro. 15 mere, 1 euro, 10, da, și chiar am cumpărat, am zis că nu știu dacă e bun. Și am gustat mandarinile, sunt foarte gustoase. Uitați-vă, 6 morcovi, 1 euro. Când îmi dau seama că aici cât e de ieftin în față de America, da. Și doamna mi-a zis că aceste pere sunt irlandeze, așa că mi-am luat să mănânc niște pere irlandeze. Cum credeți, domnul muzicant este român sau moldovean? Vai de mine, câtă lume este aici! Cinci jumate și acum s-a făcut foame. N-am mâncat deloc toată ziua și normal că trebuie să guști Irish Organic Smoked Salmon. Da. Irlanda e cunoscută și pentru scoici, pentru stridii, au stridii foarte bune când am mâncat, și pentru pește rog. Poftă bună mie! Ce funny! Am crezut că am pierdut autobusul și până la urmă m-a luat un domn cu trei copii în spate și a fost atât de nice cu mine și am mers după autobuz și m-a dus ca să iau autobusul de aici. Mulțumesc! Am deja două experiențe cu hitchhike-ul aici în Irlanda, deși este foarte dificil, dar este foarte interesant, așa că e ceva neobișnuit. Iar acum mergem iarăși așa cum este pe ploaie, a fost soare de dimineață, este ploaie. Uitați, anturajul este frumos, încă este între iarnă și toamnă. Nu știu, filmez cu un alt telefon, telefonul mamei și mă văd prin ceață.
Nu o să fie foarte calitativ acest vlog, dar ce să zic, e foarte dificil să călătorești în Irlanda dacă nu ai mașină, cu autobusul nu e atât de practic, nu ai cazare ieftină, chiar foarte scumpă, undeva între 150-200 de euro hotelul, 99 de euro hostelul, couchsurfing nu prea merge. Am trimis, cred că, vreo 20 de cereri, am făcut 20 de cereri și abia cineva mi-a răspuns din Galway, adică de lângă Galway, așa că o să încerc să merg de pe o coastă, pe altă coastă, din est spre vest, să mai văd și alte locuri aici în Irlanda. Nu mă așteptam. Scoția a fost mult mai ușoară. Să știți că scoțienii și irlandezii sunt, nu vecini, dar verișori, așa mi-a zis ieri un irlandez. Și ei se socot în genere țări surori. Nu prea, știți cum, sunt oameni unioniști, cei care sunt pentru UK, să zicem, și oameni naționaliști, care vor să aibă țara independentă. A, despre asta este călătoria mea, să înțeleg o țară, să-mi fie greu, să-mi fie dificil, pentru că atunci când îți este dificil într-o țară, înțelegi mult mai multe. Și da, iată așa este o călătoare autentică în jurul lumii, atunci nu când se duce cu valiza direct în hotel, dar face multe sacrificii și încearcă să înțeleagă ceea ce se întâmplă în țară și încearcă să nu judece. Pentru că, da, desigur, am făcut apel la moldoveni, nu a mers, nu a mers, ce să zic. Nu-i judec pe oameni că nu m-au ajutat. Le mulțumesc celor care m-au ajutat. Așa că... Schimbare de plan pe care nu-l aveam. Adică gândul era să merg în Dublin și să vizitez, dar uitați-vă cât de întuneric s-a făcut, adică aici încă se vede mai multă lumină la cameră decât este în realitate. Și am verificat ceva pe Google, am aflat că sunt foarte multe muzee gratis, așa, și chiar și cu guided tour. Așa că mă duc acum la Irish Museum of Art și cred că și o să merg și la National Museum. Cel puțin ce pot să face pe timp de ploaie. Și mai târziu vom improviza. Noi acum mergem printr-un parc care se numește Phoenix și este unul dintre cele mai mari parcuri din Europa. Este chiar și zoopark. Pare să că o zi întreagă nu ajunge ca să îl vizitezi. Eu nu merg la zoopark. Am fost în multe situații naturale unde am văzut animalele în mediul lor. Și dacă nu știați, este foarte multă ploaie în Irlanda și mult, 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 mult vânt. Așa că nu poți să ai încredere în prognoza meteo, deoarece pot să fie toate anotimpurile într-o singură zi. Să te trezești cu soare și să te culci cu ploaia. Așa arată Irish Museum of Modern Art și o să vedeți câteva secvențe din ce voi vedea eu. Artă foarte, foarte bizară, ceva neobișnuit. E frumos Dublin și de seară. Mi-aduce aminte puțin de Danemarca. Lui Marius, un român care m-a ajutat aici cu cazarea. Aici pare să fie un market foarte popular înainte de pandemie, dar după pandemie, uitați și voi ce a rămas. Da, și iată și curtea de la Dublin Castle. Să vedem cum este în interior. Mi se pare că intrarea este cu plată, dar plimbarea în interiorul curții, adică pe exterior, este gratis. Ce
celebra librărie Chester Beatty. Uitați-vă cât de frumos este, chiar dacă plouă, nuanțele sunt foarte frumoase. Și da, vă imaginați, v-am zis, nuanțele de verde, uitați-vă cât de frumos. Îmi îngheață mâna filmând, dar ce contează? Explorăm așa cu condițiile care sunt. No, we've Norway people are coming out. Next week. We love to see them young. Sigur, suntem în țara Guinness-ului, dar cu ce trebuie să bem acest Guinness? Mă uit în meniu și cred că, nu știu, ezit între fish and chips, dar am mai mâncat fish and chips. Cred că o să încerc beef and Guinness, deși nu prea vreau să mănânc carne, dar cred că o să încerc asta și o să mănânc fish and chips mâine. Da, și cam așa arată mâncarea tradițională, făcută chiar cu berea Guinness, așa că haideți să degustăm și să vă spun care este, nu știu, să vedem. Mergea pe aici cu caie, nu cu mașina. Îți cal fac doar că nu-mi dor. Nicolae, știi ce-mi place aici în Berlanda? Da, vă scu. Mășunele astea cu multe, multe oițe și uite verdele astea. Și da, acolo îmi place roșietică, așa, culoarea roșietică de pe munte. Foarte frumos. Mi-aduce aminte de Patagonia, puțin de Noua Zeelandă și desigur de Scoția. Foarte frumos, într-adevăr. Da, oițele îmi plac foarte mult, dar unde-s oițele astea? A, dar uite și eu casele astea cum da, sunt. Da, asta sunt wow. Istoria lor. Da, da. Și că lor le pașii mereu sunt istoria asta, foarte mai departe să facă așa casă, chiar construcțiile. Nu le fac așa și gardul este din capul lor. Da, vor să păstreze patrimoniul. Tare, tare, bravo. Da. Și asta e de apreciat.
ei, dar mă topesc după culorile astea, nuanțele, da. Tomnat, ce, că aici parcă îi zice sau îi spune că e toamna continuă sau primăvara continuă, nu știu în ce sens. Da, 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 e frumos, dar da. Nicolae, unde mergem? La Iaz. La Iaz? Eu numesc Iaz. Numești Iaz? Dar ce zici? Aici s-a filmat filmul Vikings. Ah. Primele ferii cu rebeli cele când vineau, apoi de pe Iazul ăsta. Deci e un loc turistic și un loc frumos unde fac și filme. Da, și încă ai zis ceva, unii cascada tot acolo? Cascada e după Iaz în deal, trebuie da. Să mergem să ne ridicăm. Dar avem din mărți cam o jumătate de oră. Te scalzi azi? Spate, de șercat. Da? Exact. Da, să știi că eu am fost în Finlanda, în Laponia, unde m-am băgat în lacul înghețat și am stat aproape 2 minute. Ia că eu nu am așa progres. Bravo, respect. Mulțumesc. Vedem. Da. Ce frumos! Frațele, ce faceți voi aici? Da, foarte frumos. Nu-mi place Irlanda, la vânt care. Da, foarte frumos. Unicul lucru care îmi place când se începe stormul. Nicolae, să ai grijă că eu te mai filmez, dar știi de ce? Nu, dar eu te filmez așa, că sunt entuziasmată că îți place natura, așa. Zic că Nicolae a ajuns aici și întreabă, unde sunt căprițele mele? Stai să mă aud, unde sunt căprițele mele? Da, aici, apropo, sunt capre sălbatice. Păi da, și ce ai zis că sunt aici capre sălbatice? Vulpe? Vulpi? Iepuri. Aici am mult, tare multe animale sălbatice, ei nu prea au lupi, am mult. Dar au avut. Mai de mult, dar capri, cerbi, vulpi, iepuri au o grămadă. Și ai zis că vulpele nu le este frică. Nu. Așa. Da, adică cum, ele pot să vină așa pe aproape, dar numai pe mâna, desigur, că fuge. Da. Ia vedeși, au la iazurile astea, au niște păsări tare interesante. Ca un fel de, nu știu, cu ciocul mare, așa, dar cu... Parcă ar fi vulturi, un fel de rapace, nu? Da, și cu talpa de călăraț. Interesant, da, de că mari. Eu cu o să verific, pentru că eu am văzut acolo o fotografie să văd dacă e pasăra despre care vorbești. Da. Și de asta zic, ca să vezi natura Irlandei trebuie să ieși din Dublin, trebuie să te duci călătorești. Exact. Dar știi care e faza? Că eu am văzut foarte mulți turiști care au venit pe 2-3 zile și stau doar în Dublin. No. De exemplu, dacă vrei să te duci în pub, să bei Guinness, să vin în Dublin, dar trebuie tot să aici de vinit. Și da. Fii uitat așa atent, trebuie să și bă ochiul tare bine ascuțit ca la vulturi să vezi cum ți-o faci, un animaluț că el se vede. E lembl așa. Dar știi să-ți spun eu am, după spusele Cristinei, eu am ochi de bufniță. Da? De ce? Că văd totul de departe, zic că tu tot vezi și zic că el cu ochii tăi de bufniță. Asta e natura lor. Da, ia ce frumos. Și multe locuri de astea sunt. Da, foarte, foarte frumos. Nice. Da. Wow. Gata, am vânat-o, adică am vânat-o cu ochii, desigur, capra sălbatică. Și să știți că am văzut capre sălbatice în Mongolia, pe muntele ascuțit și înalt. Și o să vă întrebați, dar de unde este muntele în Mongolia? Păi este acolo un fel de canion, foarte frumos.
Haide încoace, frumoasă! Ce frumoasă e! Uite, de la piatră, la priveliștea asta, apă, plante. Deși plouă, nu ne este frică de ploaie. Irlanda este cu ploaie, nu? Asta e Irlanda. Nu, asta este Irlanda. Să știi că mă bucur nespus de mult că mă plouă și că nu sunt doar sub soare, ca să înțeleg că asta este condițiile meteo aici. Ce frumos! Îmi place la nebunie, deși noi mergem prin Laștină pe aici. Și e vânt. Și e fric, dar mie nu mi-e fric că tu ai zis că am ieșit cam... Auzi, Nicolae, cineva s-a pierdut chiloții. Merge încet. Așa, încet. Că ele se vadă, știi, așa. Da. Da, foarte frumos. Dar îmi place anume nuanțele astea de roșață, nu știu. Când e soare. Da, îmi imaginez încă și mai roșu, nu? Raza de soare o văd. Da. Wow, ce frumos. Foarte frumos. Da, păi mai bine acolo, da. Foarte frumos. Păcat că nu avem lumina aia care să se vadă culoarea și mai frumos. So? Hai. Mergeam aici pe lângă un restaurant și am fost uimită de decorul restaurantului. Uitați-vă cât de frumos este. Wow. Într-o așa puțin să vă arăt și vouă și plecăm mai departe. Uitați-vă cât de frumos. De ce spuneai tu, Nicolae, ce este aici? Aici e un loc unde se vede Dublinul sara și vin toți tinerii, se parchează și fac poză, se uită. De exemplu, sara aici e întuneric în munți, dar acolo tot e lumină și se începe o bucată de mare, portul e acolo. Acolo e Dunleri și portul din centru. Da, ce frumos că ești așa, numai când seara, așa. Da, aici sunt și bămuși cerbi, mătincă, dacă nu mă greșesc, nu știu să vedem pe câmpul ăsta. Cerbi? Da, dar nu știu dacă îi vedem noi acum, e că nu am la moment, nu se că ești pe câmpul ăsta, sunt cerbi. Eu am uitat, da, am uitat saleanca. Saleanca, nu știu, pentru cei care nu știu, mai ales românii, este o ciorbă foarte vestită la noi în Moldova. E o ciorbă tratament. Da, exact, după mahmureală. Și aici slănină chiar din Moldova, așa, de la tine de acasă, da? Soroca. Și, desigur, cu must, must de Moldova. Dar tu ai zis că trebuie să gust anume ce să gust? IPA. IPA e foarte bun. Ți-ți place tot? Indian Pale Ale, foarte gustos. Deci asta este una dintre cele mai bune beri din Irlanda și irlandeză, așa? Killarney, da. Da, are așa un gust foarte deosebit, da.